Bună dimineața, dragilor, și bun găsit în atelier cu Prof. Online. Iată-ne la treabă, Cosmine. Te-ai gândit că la ora asta marea parte a elevilor sunt deja în vacanță, da. Nu, nu s-au mai dus la școală, nu mai au nimic de făcut, abia au așteptat să ia vacanță și să ia o gură de aer, să respire liniștiți, pentru că, spunei, am obosit după această perioadă lungă. Ei bine, noi spunem așa, în timp ce se odihnesc, din când în când mai pot tasta pe Prof Online și să vadă de acolo filmulețele pe care le-am pus deja. Știi câte lecții sunt acum? Nu știi. 760 de lecții. Da, da, da. 760 de lecții. Dar fără să o mai punem de pe asta și cele care urma de acum. Da? Da. Fiecare lecție are cel puțin o oră și jumătate, chiar două ore. Deci, închipuiți că sunt în jur de 1000 și vreo 500 de ore de film. 1500 de ore de film minim. La care se mai adaugă vreo 400 de ore de film pe video manuale. Deci mă apropie de 2000 de ore de film. Este o construcție imensă. N-a fost niciodată să zicem făcut o treabă de asta. Dar încă suntem decisi să creștem și să punem lucruri la punct. Așadar, Cosmine, îți propun un lucru. Astăzi, începând de astăzi, să începem, să zicem, să trecem în revistă niște capitole pentru care eu am deja niște volume făcute. Dar niciodată o lecție făcută anterior sau la o clasă nu înseamnă cu lecția făcută în altă clasă. Profesorul are o stare de, să spunem, de inspirație concretă pentru momentul acela. Și mai ales când ai și în față pe cineva, un elev, dialogul produs cu el te stimulează și reușește lecții deosebite. Așadar, îmi propun să mă ocup acum de un capitol foarte des utilizat, funcții. Da? Funcții. Este o parte, o noțiune care este prezentă toată perioada, începând din clasa 8-a, când se introduce noțiunea de funcție, până când tu treci prin viață. Da. Deci, tot timpul ne izbim de această noțiune. Când ai vorbit de matematică și dacă nu ai înțeles noțiunea de funcții, n-ai nicio șansă. Acum, Cosmine, cum de a apărut de ce s-a impus noțiunea asta? Cum s-a produs fenomenul? Să știi că n-am citit nici într-o carte cam cum, de unde va porni și ce s-a, care a fost nevoia concretă de, pentru a vorbi de noțiunea de funcții. Însă eu cred că trebuie să plecăm de la niște lucruri foarte, foarte de jos. În matematică operăm cu enunțuri. Da? De tipul 2 plus 3 fac 5. Deci ăsta este un enunț despre care pot să mă pronunț. Nu mă interesează aranjarea cuvintelor în frază. Mă interesează din punct de vedere al valorii de adevăr. Dacă ceea ce a spus e adevărat sau fals. Da? Enunțurile acestea pe care le producem și despre care eu nu mă frământ într-o altă, să spunem, logica lucrurilor, decât aceea de să constat dacă este adevărat sau fals. Aceste enunțuri se numesc propoziții. Deci, notă. Propoziții înseamnă enunțuri despre care știm că sunt adevărate sau false. Da? Adevărate sau false. Deci, doar din punctul ăsta de vedere mă interesează. Afară plouă. Este un enunț. Da? Dacă e adevărat, că acum, dacă vorbim pe cea dreaptă, nu plouă afară. Plouă, da? Dar dacă zic afară, este frig. Este adevărat. Este adevărat, da. Este o adevărată. Deci pe mine nu mă interesează decât atât, din punct de vedere al adevărului. Deci, exemplu. Exemplu. 2 plus 3 egal cu 7. Este un enunț. Dar despre care pot să spun că este un enunț fals, da? Da. Deci, este un enunț fals.
dacă spun 2 e mai mare decât 1, acesta este un enunț adevărat. Ai înțeles ce înseamnă propozițiile? Enunțuri despre care pot eu să mă pronunț că sunt adevărate sau false. Da? Bun. Acum, pe baza acestor propoziții, fac un salt în plus. Am să fac un enunț de tip următor. 2 plus x mai mare decât 7. 2 plus x mai mare decât 7. Pe acest enunț îl putem duce într-un echivalent, scăzând din ambii membre 2, și este echivalent ca și cum aș spune x mai mare decât 5. Acum, el devine adevărat dacă pun numere dincolo de 5. Da. Și este fals dacă iau mai mici ca 5. Da. Deci, vezi, nu tot timpul, nu pentru orice x este adevărat și nu, nici fals tot timpul. Da. Pentru anumiți x e adevărat, pentru alții este fals. Enunțuri de aceste care depind de una sau mai multe variabile se numesc predicate. Să notăm de sub. Enunțurile care depind de una sau mai multe variabile se numesc predicate. Deci am dat acum enunțul unui predicat. Ce este un predicat? Un enunț care depinde de una sau mai multe variabile. E deosebire de propoziții. La propoziții te poți pronunța scurt. E adevărată? E falsă. Aici mai depinde. Depinde ce x punem aici. Și am să spunem, o să notăm predicatele cu P, iată, P de X aici. Ca și cum ar fi o propoziție, că pentru valoare particulară devine propoziție. Da. Deci P de X, care îi, ca enunț, sună ca enunț așa, X mai mare ca 5. Și răspunsul ar fi așa. Pentru X-ii care încep de la 5 încolo, de la 5 la plus infinit, P de X, adevărat. Adică pentru acești X, dacă înlocuim, obținem propoziția adevărată. Da? Deci P de X devine propoziție adevărată, particularizând. Da. Adică P de 7, propoziție adevărată. Pentru X-ii care sunt de la cât? De la minus infinit până la 5, da? Dacă zicem că mulțimea mă reale, în acest interval, toți P de X, pentru valoarea acestea, P de X devine propoziție falsă, da? Da. Falsă. În sensul că P de U0 este falsă. Este o propoziție falsă. Aș remarca următorul lucru. Că în legătură cu un predicat apare mulțime de adevăr. Adică mulțimea pentru care ea este adevărată, deci se numește mulțime de adevăr. Adică, iată, dacă enunț P de X, așa cum am zis, X mai mare ca 5, mulțimea de adevăr, MK, mulțime de adevăr, este egal cu intervalul de la 5 la plus infinit. Deci, mulțimea de adevăr, adică mulțimea pentru care X și pentru mulțimea celor X pentru care predicatul devine într-o poziție adevărată, de la 5 încolo. Deci, vezi, în legătură cu mulțimea, cu un predicat, apare repede mulțimea de adevăr. Da? Pentru care devin propoziții adevărate. Predicatele și ele particularizând devin propoziții adevărate. Bun. Acum, e bine că atunci când dau, nu e bine, obligatoriu când indic un predicat, cum l-am notat noi, X mai mare ca 5, se indic și mulțimea în care caut
X și aceea. Deci, în legătură cu un predicat, el denunțat, trebuie spus așa. Uitați, pentru P de X, care sună X mai mare ca 5, virgulă, trebuie indicat repede mulțimea în care căutăm X. Dacă spun X aparține numerelor naturale, atunci e vorba de toți X și dincolo de 5, dar naturale, adică 6, 7, 8, 9, da? Deci de atunci rezultă că mulțimea de adevăr e formată din numerele 6, 7, puncte, puncte, până la plus infinit. Da? Dacă zic predicatul P de X, tot același ca X, X mai mare ca 5, dar spun X aparține numerelor, să spunem, Q, numerelor raționale, atunci mulțimea de adevăr, este egal cu toate fracțiile de tipul m pe n, cu n diferit de 0, da? Nu se poate în fracția, nu e egal cu 0, așa fel, așa încât, pentru care putem spune aici, că m pe n mai mare ca 5, da? Deci toate fracțiile care trec dincolo de 5, ar fi 5,1, 5,2, 5,00, 17 și mai departe, toate numele decimale dincolo de 5. Nu sar de la 6, 7, sar de așa zonele întregi, ci pur și simplu mături aproape tot. Cu excepția la numelor iraționale, când se șercere. Bunoar radical din, să spunem, 26. Radical din 26, Cosmine. Deci radical din 26 este egal cu 5, virgulă, foarte multe zecimale. Și dacă mai pune să extrag radicalul ăsta, nu termin niciodată. Da. Am mai vorbit noi, da? Deci radical din 26 nu e ca o fracție. Că fracția are un număr finit de zecimale. Uneori, dacă e infinit, e periodic. Adică un grup de zecimale se repete. Da? Dar aceste numere, radical din 26, radical din 27, au o infinitate zecimale, niciodată un grup de zecimale nu se repete. Deci aceste numere nu sunt fracții radicale. Deci nu aparțin lui Q. Nu aparțin lui Q. Deci radical din, să ne înțelegem, radical din 26 nu aparține lui Q. Și le numim într-un fel. O să le numim numere iraționale. Deci radical din 26 este număr irațional. Da? Este număr irațional. Radical din 26 este număr irațional. Așa încât spunem foarte clar un lucru. Că pe lângă fracții există și numere iraționale. Notate cu I. Deci, radical din 26, radical din 3, și mai departe, radical din 7, din 5. Există și radical din 7, din 5. Puncte, puncte. Aparțin lui I. Iraționale. Iraționale. Iar I împreună cu Q fac mulțimea numerelor reale. I împreună cu Q fac mulțimea numerelor reale. În clipa în care am dat un predicat de tipul ăsta și am spus X din Q, am înțeles că toate fracțiile, da? Dar dacă zic, indic predicatul P de X, cu X mai mare ca 5, virgulă X aparține lui el, înseamnă că ăsta e și mai mare. Deci caut și alte numere dincolo de 5, cum ar fi radical din 26. 26, da. Da? Deci asta trebuie să spun ție, că în clipa în care zic X aparține lui el, de fapt eu nu mai scap nimic de la 5 acolo și numerele decimale, un număr finit de decimale, fracțiile, și un număr cu infinitate decimale. Da? Niciodată periodic. Ei bine, de aceea spun că este foarte important când indicăm un predicat, lângă el să precizăm mulțimea în care căutăm X. Adică mulțimea de adevăr, din mulțimea respectivă o căutăm. Da. Din N. Bunar în cazul de față, de la 6 încolo. 6, 7, nu știu ce. Nu mă interesează 0, 1, 2, 3, da, până la 5. Da? Deci, ce este până acum, din ce am vorbit până acum? Ce trebuie să reținem? Hai să facem o trecere, da, revistă.
Ce este o propoziție? Da, ce este o propoziție importantă? Mă, în matematică se lucrează cu propoziții, da? Da. Enunțuri, despre care putem spune repede, adevărat sau fals, fals. Da. Și este un predicat? Un predicat. Tot un enunț, dar care depinde acum de una sau mai multe, multe variabile. Da. Apoi, în legătură cu un predicat, din ce am văzut aici, este foarte important ca, după ce le enunțăm, să fie însoțit de mulțimea în care X și iau valori. Da. Da? Deci mulțimea în care X și iau valori. Că din aceea, din mulțimea respectivă, noi căutăm mulțimea de adevăr. Da. Dar mulțimea de adevăr este în funcție de mulțimea pe care o precizăm noi, aici-lor. Din ce interval? În ce zonă se află? În ce zonă se află. Da? E foarte tare asta, nu? Deci, sintetizând, așa, am vorbit despre propoziție și predicat, da? Da. Propoziție, predicat. Aici, la predicat, înseamnă enunț în care se prezintă mulțimea pe care o ia variabila respectivă, da? Deci, enunț, ați văzut despre ce este, propoziție și predicat, și aici P de X, nu? Asta așa se enunță, cu legea respectivă, relația respectivă, precizând, X aparține mulțimii pe care o specificăm aici, da? Mulțimii da. Numerelor naturale, întregi, reale, da? Da. Da? Neapărat așa trebuie văzut. Bun. Da, da, am vorbit predicat numai cu o singură variabilă. Poți să existe și cu două, am zis două sau mai multe variabile, nu? Da. Una, două sau una sau mai multe variabile. Deci există acest predicate cu o singură variabilă, sunt denumite predicate unare. Deci notăm, predicatele cu o singură variabilă le numim predicate unare. Predicatele cu o singură variabilă le numim predicate unare. Predicatele cu o singură variabilă le numim predicate unare. Cu o singură variabilă. Cele cu mai multe variabile vor fi, două puncte, binare, predicate binare, dacă au două, ternare și așa mai departe, funcții de câte variabile punem acolo. Da. Da? Ei bine, hai să ne ducem și spre un predicat binar. Deci, să încercăm și un predicat binar. Dăm tu un predicat binar. Cu două variabile. Nu-ți vine minte. Hai zic așa. Predicatul P de X și Y. Da. P de X și Y, care sună? 2X plus 3Y egal cu 5. Da. Da? 2X plus 3Y egal cu 5. Este, am dat după doar rețeta în care X-ul și Y-ul se află în enunțul respectiv. Da? Da. Dar n-am, nu-i corect dat, pentru că trebuie să indic imediat în ce mulțime X-ul și Y-ul se găsesc, da. Da? Deci trebuie să precizez repede. X aparține nu știu ce, cărei mulțime. Mulțime numerelor întregi, Z. Și Y tot din Z, poftim. Da. Deci, vezi? Am precizat acum și mulțimile, ci mulțimile pe care fiecare din variabile le parcurge. Și anume, în clipa asta noi căutăm perechile. Deci mulțimea de adevăr, mulțimea de adevăr la care, după care umblu eu, va fi formată din toate perechile X și Y. Da? Toate perechile X și Y. Pentru care, pentru care e adevărată relația 2X plus 3Y egal cu 5 și precizăm că X-ul aparține lui Z și Y-ul tot lui Z, da? Y-ul tot lui Z. Acest lucru se mai poate scrie așa, perechea XY, XY aparține lui Z ori, ori Z. Da? Da? Perechea XY ca aparținul Z ori Z. Ei, Cosmine, acum,
momentul acesta al lecției noastre devine din ce în ce mai interesant și să le spunem prietenilor noștri care ne urmăresc să dea like și share, da? Da. La fiecare moment acesta important. Deci acum, dragilor, este momentul cheie al lecției, funcții, și o să vedeți cum. Eu trebuie să spun un lucru, este un mod unic de a introduce noția de funcții. O să-ți arăt cea variantă aceea care e dată tradițional în cărți și acest mod unic de a fi introdus. Deci prof. Oman a găsit o rețetă proprie. De fapt, să zic un lucru ușor, tu ai descoperit. Eu nu merg după chestiuni tradiționale, ci așa cum mi s-a întâmplat să inventez pe o stupă acela. Nu știu dacă ai auzit. Ai auzit, da, nu? Am mai povestit, am mai citit, poate și de pe blog. E bine, în toată mulțimea asta de apicultori, de-a lungul generațiilor, din tată în fiu, așa, n-a poposit ideea decât la Prof. Online. Și el a reușit să facă această revoluție în tehnologia apicolă, care nu e deloc ușor de făcut, pentru că există o rezistență surdă la nou. Așa cum în școală, în matematică, colegii mei nu au reacționat pozitiv la, și spunea tu într-una din lecții că la școală când ai spus că tu te duci la Prof. Online și faci lecția acolo, ai spus, te-o luat în bășcălie. Ce, care Prof. Online? Cine e ăla, mei? Crezi că nu știu? Tu ce spui? Nu știu. Unii poate nu știu, dar alții știu și o fac pe cei, o fac pe neștiutori, ca să nu spun asta. Sigur că este rezistența nouă, la nouă, adică el nu se împacă cu gândul că cineva vine și cu face ceva care n-a mai fost făcut de nimeni. Da. Ei bine, mă întorc. Astăzi am trăit o bucurie imensă. M-a sunat ceva din Republica Moldova. Chiar ai auzit așa, da, în dialogul, așa spuneam. În Republica Moldova mi-a spus că el a făcut un proiect european pe biostopul meu. Este spectaculos, se spune acum. Și că eu venit, eu aprobat cei de la Uniunea Europeană, i-au aprobat acest proiect și că este interesat să dezvolte noua tehnologie pe biostupul respectiv. Asta mi-a avut inima de bucurie, pentru că în afară de faptul că eu știam în țară sunt câteva sute de stupine pe tehnologia mea, iată că și în, dincolo de Prut, vorbitorii de limbă română care înțeleg bine tehnologia, vor ști limba, accesează și se duc pe tehnologia și asta este un lucru minunat. Așa se întâmplă și cu lecțiile de matematică, ușor se vor instala, pentru că modul în care prezint eu este chiar unic. Da? De aceea m-am instalat în poziția asta. Poate vine vremea când va fi cunoscut de tuturor. Eu aștept un moment când un politician iese și spune așa, de la tribuna președinției sau de primului ministru, spune, există Prof. Online. Ca să audă și doamna profesoară sau profesor de la tine, de la clasă, că există Prof. Online. Și mai ales să audă cine? Elevii. Da, ca să poată să acceseze, să poată să-și facă lecțiile. Așadar, mă întorc. Spuneam că urmează momentul cel mai important. E bine. Aș vrea să găsesc toate perechile. Pe mine mă interesează să găsesc perechile X și Y pe care să le înlocuiesc și să fie o propoziție adevărată. Hai să încercăm la întâmplare o pereche. Dăm tu o pereche încât după înlocuire să facă 5. Sigur că da. X egal cu 1 și Y egal cu 1. Perechea asta se întâmplă prin particularizare P de 1, 1. P de 1, 1, devine egal cu 2 ori 1 plus 3 ori 1 și egal cu 5. Adică mulțimea de adevăr, asta, EMA, prima pereche pe care am găsit-o este 1, 1. Vezi acum că perechi, nu câte un element. Perechi trebuie să găsim. O altă pereche. Deci, o pereche pe care dacă înlocuiesc, să dea 5. Doi ori x-ul fie 0. X-ul 0.
Nu, Y cu 0. Y cu 0, da. Și X-ul 2,5. E, da, din Z căută. Da, din Z. Deci întregi. Ia să zicem 10, 20, minus 3, ori 5, 5, 15. Deci pe Y să-l iau minus 5 și pe X-ul să-l iau 10. 10, da. Deci pentru X egal cu 10 și Y egal cu minus 5, 5, P de 10 și minus 5, astea sunt întregi ăștia, nu? Da. P de 10 și minus 5 este egal cu cât va fi? 2 ori 10 minus 15, minus 3 ori 5, da? Da. 3 ori 5 și face 20 minus 15 egal cu 5. Da, bună și perechea asta. 10 și, 10 și minus 5. Minus 5. Altă pereche. Ia să zic eu, 4, 4 ori 2, 8, minus 3 ori 1, 3. 8 minus 3? 5. 8 minus 3. Y să fie minus 1. Minus, da. Ca să scădem, da? Minus 3. Minus 3. Perfect. Deci o altă pereche ar fi X egal cu 4, 4 și Y egal cu minus 1. Minus 1. Și atunci P de 4 și minus 1. Fai P de 4 și minus 1. Minus 1 egal cu 2 ori 4. Da. Minus 3 ori 1, 4, da? 3 ori 1. Și face 8 minus 3. Și egal cu cât? Cu 5. 5. Deci adaugă aici perechea 4, 4 și minus 1. 4 minus 1. Și pot continua cu foarte multe perechi de acestea. Foarte, foarte multe perechi. Întrebarea este să le găsesc pe toate. Dar nu crezi că le găsim, adică sunt foarte multe. Da. Deci vezi? El ar fi Z ori Z, fac multe perechi. Da? Dar din mulțimea asta Z ori Z, să le găsim pe acele care transformă predicatul în propoziție adevărată. Și tu spui că și așa e foarte greu. Da. Hai să ne facem o ordine. Ar trebui să se gândim într-un fel anume. Adică eu aș vrea să organizăm lucrurile. Pentru că așa cum spui la nimereală, la plezneală, nu dăm. Luăm două numere, nu. Și trebuie gândită treaba. Și iată cum mă gândesc. Pe o dreaptă, să iau aici X și care să fie de la minus infinit la plus infinit. Da? Și numai pe ele întâi să le zicem. 0, 1, 2, 3 și așa mai departe. Și minus 1, minus 2, minus 3, puncte, puncte. Și să procedăm așa. Y-ul să apare ca urmarea faptului dăm un X, găsim Y-ul, dăm un X. Da? Deci să scrim altfel predicatul. Deci mulțimea de adevăr, e formată din toate perechile X, Y, care aparțin lui Z ori Z, așa, când scriu produsul cartezian, înseamnă că X-ul e din Z, și Y-ul din cea de-a doua mulțime. Da? X-ul din Z și Y tot din Z. Cu proprietatea, aș spune bară, că 2X plus, nu 2X, să scoatem pe Y de acolo. 3Y va fi 5 minus 2X, adică Y egal cu 5 minus 2X, totul pe 5 minus 2X, totul pe 3, da? Uite mă. 3y egal cu 5 minus 2x, deci 3y, de unde y va fi egal cu 5 minus 2x pe 3. Da? Deci am aranjat, este aceeași predicat, aceeași rețetă, aceeași lege. Dar am aranjat-o așa, ca să arate mult mai frumos, dar lui x valoare găsesc y. Deci, iată, pentru x egal cu 0, x egal cu 0, rezultă că y cu cât va fi egal? Y-ul egal cu 5 minus 2 ori 0. Uite, de aici mă duc. Da. Y-ul 5 minus 2 ori 0 supra 3. Care face
5 pe 3. 5 pe 3 este număr întreg? Da. Nu este. Întreg. 5 pe 3 a, e fracție. E fracție, da. Deci nu aparține lui. Lui Z. Deci lui 0 mi-a dat 5 pe 3, dar fracția asta nu pot lua. Perechea asta nu pot lua pentru că nu mă mulțumește. Da. Pentru x egal cu 1. Pentru x egal cu 1 rezultă că y egal cu 5 minus 2 ori 1, totul supra 3. Așa. Și egal cu 5 minus 2 pe 3, adică 3 pe 3, care e 1. Care e 1 și aparține lui Z. Aparține lui Z, da. Deci asta nu aparține lui Z, ăsta aparține lui Z. Și asta 1, 1, da. Suntem fericiți cu 1, 1. Pentru x egal cu 2. X egal cu 2. Rezultă y-ul. 5 minus 2 ori 2 supra 3, 5 minus 4 pe 3 egal cu 1 pe 3. 1 pe 3 nu aparține. Nu aparține lui Z. Da, nu aparține lui Z. În concluzie, deci cât aici? 1 pe 3, da? Da. 1 pe 3, asta nu place. Cealaltă. Iată cum o putem găsi pe cealaltă. Pentru x egal cu 3, ce se întâmplă? Pentru x egal cu 3. Pentru x egal cu 3 rezultă y egal cu 5 minus 2 ori 3 supra 3 și vine minus 1 pe 3. Supra 3 și egal cu minus 1 pe 3. Este asta din... No. Nici asta. Nici asta nu aparține lui Z. Deci minus 1 pe 3, 3 și minus 1 pe 3, nici asta nu-mi place. 4. Pentru x egal cu 4, ia să vedem, pentru x egal cu 4, rezultă că y este egal cu... 5 minus 2 ori 4, supra 3. 5 minus 2 ori 4, supra 3. Egal cu minus 3 pe 3. Deci face minus 3 pe 3. Adică minus 1. Deci face... da? Ai zis minus... Minus 3. Minus 3 pe 3 și egal cu minus 1. Ui, ăsta e bun? Da, aparține. Aparține lui Z. Deci perechea 4 și minus 1, pe care am găsit-o și noi. Da. 4 și minus 1 îmi place. Da? Și așa mai departe. Deci unele sunt bune, altele nu sunt bune. Un calculator ne-ar găsi pe foarte multe lucruri. Nu? Un calculator i-am dat parcurge mulțimea aceea, dar dacă e tot Z-ul, nici el nu termină niciodată, că sunt o infinitate de numere. Dar într-un timp scurt, ar face calculul ăsta și ne-ar da perechile, le-ar afișa. Asta face omul. În loc să facă el la creion toată treaba asta, îi dă un program calculator, îi face un program și atunci îi dă perechile rapide, le afișează. Da. 1, 1, 4, 1, 10, nu știu cât am mai zis noi, 10 minus 5. 4 minus 1, da? 10 minus 5 și mai departe. Deci este foarte deșteaptă activitatea cu calculatorul. Deci omul și-a ușurat munca, da? Prin calculator. Vezi, calculatorul nu face nimic decât dacă îi faci tu un program. Da, normal. Deci în culise cine se află? Tot omul se află, care îi pune lui, fii atent, zice, după ce face mulțirea asta și face așa, vezi acolo, întreabă, este număr întreg sau e număr fracționat? Adică are zecimale sau nu? Da. Și există o procedură prin care se poate constata dacă e întreg sau nu. Și atunci, dacă e întreg, zice, afișează perechea. Dacă nu, merge mai departe. Și el merge mai departe și face treaba și așa. Deci asta este, dragilor, spun chestia asta pentru că, nu știu cât ați spus mine, dar am predat informatică. Da? Nu ți-am spus niciodată. Deci am predat informatică la liceul la Petrol la Măinești, în perioada 92 până am plecat de acolo, până în 98. Am predat informatică, având performanțe foarte mari. În sensul că în acești doar câțiva ani cât am predat informatică, am plecat de la zero, eu nefiind decât profesor din matematică, dar am avut șansa că am făcut ceva în facultate și m-am apucat și am învățat, încât în momentul în care am venit, deci în 92, parcă am început să predau efectiv informatică și în 93, la faza județeană, când am ajuns, la clasa a noua, unde a fost fiica mea și cu genul meu, clasa respectivă, când am ajuns la faza județeană cu 6 copii, am apucat locurile 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Deci primii șase erau ai mei. Da. Că m-am dus numai cu șase. Dacă nu ziceam cu 10, cu 10, bă. Da. Deci era un spectacol, așa, toți erau buimăciți, spuneam, băi, ce se întâmplă? Era și informatica la început, ei mă știau decât pe, ca profesor de matematică, și cum de-am apărut eu și cu informatică. Asta nu era deloc clar. Da. Da. Da, dar e vorba să ascunde acolo. Și în anul acela am avut și calificarea națională la informatică, pentru că cel de pe locul întâi, clasa noua, a fost la faza națională, la informatică. Era pentru prima dată când se întâmpla. Informatica era la început. Da. Eram cel mai dotat din Moldova cu calculatoare, că toți celelalte licee nu aveau decât povești, așa, câte ceva, învățau acolo și profesorii, spuneau teoretic. Da. Câteva chestii, nu aveau posibilitatea să pasteze. E bine, asta s-a întâmplat, acel care a luat, atunci a fost calificat la faza națională, acum conferențial la Iași. Deci este profesor universitar, conferențial profesor, da. Conferențial la Iași, doctor la finanțe bănci. Deci eu sunt mare. Din clasa aceea am avut niște copii extraordinari. Dar în spate s-a spus munca unui profesor dedicat, așa, cu toată ființa lui. Așa se explică că acum puteam sta și eu, nu? Da. Dar eu nu iau vacanță, n-am vacanță. Da. Eu am vacanță unică din 2008, când mi-au dus contract de muncă. Am o vacanță lungă, da? Iată, am acum și 8 ani de când... mă țin într-un an. Am treabă eu. Bun. Spuneam că e o poveste interesantă, pentru că acum perechile acestea XY parcă au șansă să fie găsite având o logică clară. Adică faptul ce am precizat eu aici. Am precizat mulțimea pe care X-o parcurg și acum aștept Y și întreb care se împuni, îmi plac. Că eu știu despre X că sunt întregi. Lui X le dau niște valori sigur întregi. Doar din mulțimea asta. Și Y, cei care apar, întreb să-i văd, încep să-i întreb, bă, tu ești întreg sau ești fracție? Ești întreg la minte? Ești întreg. Da. Da. Și el zice, da, sunt întreg. Bun, te iau. Dacă nu, dacă ai ceva 10 mare după tine, nu te iau. Așa, da. Predicatul acela, predicatul 2X plus 3Y egal cu 5, predicatul 2X plus 3Y egal cu 5, în care spuneam că X-ul aparține lui el și Y-ul, nu el, lui Z, parcă, da, Z, și Y-ul aparține lui Z. Deci predicatul ăsta l-am aranjat într-o formă echivalentă care am spus așa. Y-ul egal cu 5 minus 2X supra 5 minus 2X supra, cât vine? 5 minus 2 supra 3. Supra 3, da. Nu? Este același. Este echivalent așa ca relație. Da. Dar știi ce? Hai spune tu dacă nu am eu dreptate. Y-ul ăsta este în funcție de X. Da. Noi ce facem? Dăm X valoare și găsim Y-ul. Nu este același Y tot timpul. El se modifică. Da. Y-ul se modifică de fiecare dată. E o altă valoare. Aici e 5 pe 3, formă 1. E în funcție de X-ul pe care îl dau. Da. Deci Y-ul ăsta este o expresie în X. F de X. Da? Y-ul ăsta este o expresie care depinde de X. De X. Și acum, în loc să spun că X-ul parcurge pe Z și Y-ul parcurge pe Z, spun F definită, în care acum pe locul întâi spun mulțimea pe care o parcurg pe X-i, da. Aici stai, pentru X. Da? X-i aici, da? X și Y. Și dincolo voi spune ce care rezultă Y-ii cu valori tot în Z. În loc să spun că X-ul e din Z și Y-ul din Z, scriu o formă mai concentrată prin care le prezint amândouă forma asta. F definită pe Z cu valori în Z. Știi ce am făcut acum? O funcție. Am definit noțiunea de funcție. Deci când am deschis gura și am zis funcție, înseamnă să am o rețetă. Da. O rețetă după care să obțin Y-ul și să indic mulțimea pe care X-ul o parcurg, da? Și ce mulțime de Y îmi plac și mulțimea în care caut Y-ul, da. Da? Dar despre X știu sigur, asta este.
La fiecare X caut câte un Y. Deci la fiecare X nu există X la care să nu poți face cercetarea. Da. Uite, toți, pentru fiecare îi pot înlocui. Da? Pe fiecare îi pot înlocui. Deci, când am pronunțat cuvântul funcție, trei lucruri trebuie să ai în vedere. Legea după care obții Y-ii, rețeta. Rețeta, domeniul de definiție, adică mulțimea pe care X-ii o parcurg, variabila o parcurge, mulțimea pe care variabila o parcurge, și mulțimea în care trebuie să constați Y-ii. Deci, da. Da? Mulțimea mai mare. Că nu toți Y-ii au fost buni. Eu căutam Y-ii din Z. Da? Și pe unei îi găsesc buni, pe alții nu. Iată lui 2 și 1 pe 3 nu a fost. Plus 0 și 2 pe 3 nu a fost. 3 și minus 1 pe 3 și mai departe. Dar asta e mai amplă. E mai amplă decât ce caut eu. Da? Mulțimea. Asta se numește codomeniu. Codomeniu, adică o mulțime în care sunt Y și cuprinși. Da. În ea îi caut, îi cercetez, da? Ei bine, ce presupune noțiunea de funcție? Hai să zicem încă o dată. Noțiunea de funcție presupune câte elemente? Trei elemente. Un. Pe ce este definită. Da, pe ce este definită. Și aici, atenție, punem pe toți pentru care pot găsi Y. Da. Nu e, să nu cumva să existe unul care să fie trist aici. Da? Deci da. O să discutăm îndată. Deci aici punem pe toți X și pentru care găsim imagini. Da. Pe toți X și pentru care găsim imagini. Și o altă mulțime cu domeniu, adică e mulțimea în care căutăm Y-ii aceia, da? Rezultați. Din legătura asta care se face din predicatul respectiv. Deci vezi că am făcut o trecere foarte finuță de la cine? De la noțiunea de predicat binar spre noțiunea de funcție. Da? Spune foarte important. Da? Foarte important, scrie acolo. Foarte important. Prof online. Da? Prof online. Introduce noțiunea de funcție. Deci prof online introduce noțiunea de funcție plecând de la prof online introduce noțiunea de funcție plecând de la noțiunea de predicat. Da? Noțiunea de predicat. În paranteză, organizează predicatul altfel. Tot asta am făcut. Am organizat predicatul altfel. Și cum altfel? Am scos pe Y din relația respectivă. Da? Am scos pe Y din relația respectivă. Și pe care l-am notat cu f de x, nu? Y-ul l-am notat cu f de x, este o expresie în x. Deci am scos pe y în funcție de x. Apoi am precizat mulțimea pe care x și o parcurg. Mulțimea pe care x și o parcurge, x-ul o parcurge, da? Și am indicat și mulțimea pe care Y-ii, așa cum trebuie la un predicat. La un predicat trebuie să indici și mulțimea X-ilor și mulțimea Y-ilor. Dar, dragilor, aceasta este povestea foarte, foarte importantă pe care am ținut să ți-o prezint. Introducerea noțiunii de funcție plecând de la predicat. Da? Asta trebuie să rețin. Ce trebuie să zicem, să spun, pretențiile funcției, pretențiile noțiunii de funcție. Pretențiile noțiunii de funcție. Pleacă tot. Pleacă tot. Adică, ce înseamnă că pleacă tot? Toți X și pentru toți X și trebuie să găsim imagini. În paranteză scrie, pentru toți X și trebuie găsite imagini. Punct și virgulă. Să nu fie vreun X, să nu fie în domeniu vreun X, să
să nu fie în domeniul vreunui X, căruia să nu-i putem găsi imagine. Da? Căruia să nu-i putem găsi imagine. Să nu cumva să fie unui care să nu putem găsi imagine, e grav. Da, este foarte grav. Deci pentru toți X-ii trebuie să găsim obligatoriu Y. De aceea este important să spunem, prima pretenție pleacă tot. Adică tuturor trebuie să găsim. Să nu fie unul trist, ca și voi, la mine nu pot găsi imagine. Și o să dau un exemplu. Și nu-i voie ca un element să aibă două sau mai multe imagini. Adică lui trei să-i găsesc două sau mai multe imagini. Deci notăm de desubt. Nu este voie, nu este voie, cea de-a doua pretenție, nu este voie ca un element să aibă două sau mai multe imagini. Da. Nu este voie ca un element să aibă două sau mai multe imagini. Acum, esența trebuie să o ține în minte, asta care am dat-o eu. Deci noțiunea de funcții, ce cuprinde? Noțiunea de funcție. Noțiunea de funcție cuprinde două puncte. Legea de corespondență. Legea de corespondență sau, să mai spune, legea de corespondență sau să mai spune, rețeta de obținere, zicem într-un limbaj de ăsta mai puțin matematic. Da, rețeta de obținere a Y-ilor. Rețeta după care obții Y. Deci, legea de corespondență. Domeniul de definiție. Domeniul de definiție. Adică, mulțimea pe care variabilă o parcurge. Da? În paranteză, mulțimea pe care o parcurge X. Da? Mulțimea pe care o parcurge X. Și o domeniu, adică mulțimea în care căutăm Y. Da? Mulțimea în care căutăm Y. Mulțimea în care căutăm Y-ci ce rezultă din rețetă. Deci asta e codomeniul, mulțimea în care căutăm Y, ce rezultă din rețetă. Deci legea de corespondență, domeniu cu domeniu. Rețeta, X și de unde pleacă, unde ajung, da? Da. Unde ajung și cum ajung. Cine aranjează corespondența aceea? Ei bine, și care e pretenția? Să plece toți? Să nu cumva să existe vreun X în domeniu care să nu pot găsi imagine, da? Și nu-i voie ca unul să aibă două sau mai multe imagini. Aceste lucruri trebuie să fie foarte clare. Și acum să vezi definiția din carte. Când profesor am ajuns, sigur, trebuie să-mi predau și eu noțiunea de funcție. O învățasem și ca elev, am învățat-o și prin facultate, spune așa. Fie date două mulțimi, A și B și
A mare și B. Și un procedeu prin care facem K. Facem K. Două puncte. Fiecărui element din mulțimea A se corespunde un element din mulțimea B. Fiecărui element din A să-i corespundă un element din mulțimea B. Un element și numai unul din B. Asta era mecanismul. Fiecare element să-i corespundă un element și numai unul din B. Spunem astfel că am definit o funcție pe mulțimea A cu valori din B. Spunem astfel că am definit o funcție M pe A cu valori din B. Iată că așa era scrisă. Așa, niște diagrame de cerul săgeți. Să amintești, nu? Da. Ei, toată această poveste, deci profesorul vine. Astăzi vă vorbesc despre funcții. Definiție. Numim funcție de la A la B o corespondență prin care facem ca fiecare element din A se corespunde unul și mai unul din B. Spunem astfel că am definit o funcție definită pe A cu valori în B. Deci spune, fie date două, chiar așa începe, fie date două mulțimi și A și B. Și un procedeu prin care facem. Învățați și la casă, bine. Definiția asta. Da. Și un procedeu prin care facem. Ca fiecare element din A se corespunde unul și mai unul din B. Spune că astfel am definit o funcție pe A cu valori în B. Tu, mai încerc doamna profesoară, când nu scriu, rămasă ori, scrii tu acolo cuvintele celeste care sunt băcate ca într-un sac, n-au nicio legătură, nimic. Și mai dă niște diagrame, uite, asta e funcție, nu știu ce. Diagramele acelea spune așa. Iată să vă dau. Asta e A și asta e B. 1, 2, 3. Da, 2, 3. Și aici 4, 5, 7, da? 8. Și zice. Ia uitați-vă. Asta e funcție? Tu stai și strângi din urmă, n-ai înțeles nimic din definiție. Ia zice pe asta e funcție, vă asigur eu. Dacă faci insistent așa pe chestiile astea, ceva încep să prinzi tu. Dacă îți dă câteva diagrame de astea așa pe care le-au văzut și ea din carte, sau el din carte, și fără să insiste pe esență, pentru că dacă v-ar da și pe urmă o altă diagramă care spune, uite băi, uite așa, și asta a lăsat aici liber. Adică 1, 2, 3, cum ai zis tu. Și aici 5, 6 și 7. Asta nu-i funcție, pentru că lui 3 nu-i pune nimic în corespondență. Dar dacă o face, deci asta e falsă, dar dacă o face așa, este funcție. Pentru că nu se pune problema în codomeniu. Poți în codomeniu, poți să existe elemente care n-au imagini. Da. Deci codomeniul conține, dar la domeniu nu are voie să fie vreunul care să ne pui în corespondență ceva, da? Pentru care să nu găsești imagine. Deci dacă insistă pe asta, cât ceva pricepe. Dar definiția aceea este ca un campereche. Deci ea are în esență tot ce am spus noi. Fiind dată două mulțimi, cum a fost la noi Z și Z, nu? Și un procedeu, adică procedeul ăsta, prin care facem ca fiecărui element, adică tuturor să le punem în corespondență, să nu cumva să existe. Deci când a spus și fiecărui element, adică ne asigură că, definiția ne asigură că, să nu cumva să lăsăm vreunul supărat aici. Da? Da? Asta ne asigură. E bine, prin care fiecărui element se corespundă unul și numai unul din B. Adică nu-i voie ca unul să aibă două imagini. Da? Da? Pretențiile funcției, am zis eu, pleacă tot. Și nu-i voie ca unul să ducă în două direcții, ca și cum ai printr-o intersecție și pleci în același timp în două direcții. Da. E imposibil. Da? Deci așa trebuie să înțelegi mecanismul ăsta. Deci, am dat varianta proful online,
plecând de la predicat, propoziții predicate la la care a semnat altceva, nevoie practică. Da. Acolo nu găseam perechile X și Y. Și am dus pe o linie, am pus X și de aici tabloul de valori care îl facem mai târziu, că zice, luăm tabelul de variație a funcției, de tabelul de valori. Pe prima linie punem X și de sub Y care facem. Facem semnul lor, ce fel de Y, pozitiv, negativ. Deci, vezi, este în legătură cu ce se urmează mai târziu. Dar am plecat din nevoie practică, da? Varianta asta în care se prezintă matematica pur abstract, fără legătură din practică, fără să simți nevoia că faci un pas, fiindcă ești nevoit să-l faci, această variantă este cu totul foarte, foarte păguboasă, pentru că elevul ceva spune. Vă spun, domnul profesor, nu înțeles nimic la clasă, s-o predat, dar e de ideea ce mi-a spus. Nu s-o predat, n-am înțeles nimic. De ce? Pentru că nu este cu legătura practică, nu se face chestia asta. Nu se... De unde vine asta? De ce facem și chestia asta? Dar n-am putea fără aia. Eu, exact cum o zi elevul de-a mea, mi-a zis, domnul profesor, era clasa 12, dar dacă învăți formulele astea, eu pâinea mai ieftină? Păi da, eu m-am spus foarte precis, nu? Te rog frumos, fă-mă să înțeleg. Și acum cât am să lipsesc eu 2 minute, te rog pe tine să faci tabelul de variație a semnului pentru următoarea funcție. Adică să rezolv inecuația asta. Deci să rezolv inecuația așa. Ești tot tabloul. Hai să pungem amândoi. Da. Așa. Deci e vorba de 2x minus 5 mai mare egal decât 0. 2x minus 5 mai mare egal decât 0. Deci, tabla și poți să-și lucrez până mă întorc eu într-un minut. Așa. Uite, s-o-și făc 57 minute, numai bine și opresc.